Hello, hello, bine ați venit! Mă bucur Salutare! să ne vedem din nou. Pentru cine nu mă știe, eu sunt Sergio Axinte, antreprenor în pielărie. În seara asta îl avem invitat pe Marian Vasile Manea. Marian, bine ai venit! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Bine v-am găsit! Sunt onorat! Astăzi o Welcome! Fii să... pregătit să intri în focuri, Marian! Fii pregătit să intri în focuri, că o să fii cu focuri de artificii! Da, Mai merg și pe dar. astăzi o să povestim puțin despre suportul de pipă și poate vrei să ne povestești puțin despre întâlnirea fumătorilor de pipă care a avut loc în weekend, nu? Da, pe data din 1. Chiar Povestim zi-ne și cum a fost, că am auzit că a fost ceva fain, dar am rămas cu auzitul. Să ne povestești tu cum a fost. Da, mai E întâi... ca la mine nouă chestia asta. Adică am niște pipe de ale mele, le-am mai fumat, dar le-am lăsat deoparte o perioadă și acum curând am luat legătura din nou cu persoana din grup și președintele de la ei și m-am dus și eu, dar bine, n-am participat decât am fost în consiliul de verificare. Să așează toată lumea la masă, se pregătește, A, cutun, mă, dar eu am chestii. crezut că te-ai dus cu produse, cu ceva, mă, că omul m-a contactat și mi-a zis să venim să facem show acolo. Și eu i-am zis că e un pic cam din scurt, așa. Da, Da, Marian, păi... mai întâi te-aș întreba cum de-ai ales domeniul ăsta, cum de-ai început să lucrezi cu pielea. Care au fost începuturile tale? Păi, cred că undeva prin 2018, când fac parte și dintr-o asociație culturală, Legio Dacica, care se ocupă de lupte reconstituite istoric. Și cam de acolo a plecat startul, adică aveam nevoie de o pereche de încălțăminte, că m-am dus pe câmp daci liberi, ăia cu pieptul gol, ie albă și nimic în picioare și nici armă în mână. Mi-am făcut prima pereche dintr-o bucată de piele care mi-a aruncat-o cineva după acolo. Și așa a început toată jucăria. După aia, în al doilea an, cred că în 2019, nici nu mai știu sigur, m-am întâlnit cu Adrian. A venit și el cu noi la Carnotum, asta este în Austria. Și acolo am aflat prima dată de pielea vegetală. Până atunci nu aveam idee, nu căutasem. Ți-am zis, din ce am făcut încălțăminte, era crom. Subțirel, destul de bune, că le-am purtat și pe alea vreo 3 ani. Încălțările și cam pe aici a fost startul, să zic, în mare parte și m-am gândit că pot să fac încălțăminte mai bună cu pielea vegetală, dar întâi trebuiau să cumpăr. Și prima mea alegere a fost în funcție din câte am înțeles eu, era cel mai apropiat de ce vroiam eu ca și piele, Tamivu. Pe vremea respectivă. Într-adevăr, aveau o tăbăcire plăcută. Nu găseam întotdeauna același tip de piele, varia calitatea, ba erau proaste, ba erau bune, dar exact ce-mi trebuia mie, că na, e o tăbăcire antică. Aia îmi trebuia mie, să apară să semene. Și de acolo am plecat cu toate astea. Și de acolo a fost un start și mai plăcut. Am fost plecat tot în 2019 în Anglia. În septembrie am plecat, m-am întors în noiembrie cu gândul să-mi vând tot și să plec. Ăsta era planul, numai când am intrat în țară la aeroport, s-auzea ceva pe la știri pe acolo, dar nu prea am băgat de seamă. S-a închis aeroportul, știi? Și am rămas în țară. Și în momentul ăla, ce să faci? Că nici la muncă nu puteai să te mai duci, că n-aveai ce să unde. Era praf și pulbere, adică na, în domeniul publicitar unde am lucrat eu nu mai aveai ce să mai faci în mare parte, adică nu mai veneau oamenii după bannere, flyere și alte nebunii, că cui să le dai? Și toată lumea a intrat așa, într-un standby. Și na, am stat o perioadă în casă, am mai jucat eu cu pielea, plictiseală totală, oricum o tâmpenie totală a fost cu statul ăsta în casă și cu pandemia, dar am avut norocul să am un cumnat super de treabă, îl cheamă Augustin Nae și el este tot un artizan, dar lucrează în domeniul fierului, iar e un armurier.
face cu cele mai bune, presupun, la ora actuală, cred că cele mai frumoase și cele mai corecte coifuri istorice care le-am văzut vreodată făcute la noi în țară. Nu știu dacă mai e cineva, poate vorbesc prostii, dar eu pe el îl știu și din toți apropiații care vin la întâlnirile astea de reenactment, să vede și adică să cunosc între ei și n-am avut ocazia să cunosc pe altcineva. Așa l-am cunoscut pe el, prin intermediul lui l-am cunoscut pe Yamandi, zicea, bă, uite, noi vrem să închiriem un spațiu la Griro, trebuie să vorbim cu Yamandi. Asta la Griro era într-o clădire din 1800 și ceva, acolo se reparau vagoanele pe aburi, undeva până ascuns în București, oricum o porcărie totală, mizerie pe acolo ce a fost. Am stat într-un beci timp de vreo 2 ani, împreună cu Yamandi, cu Bobby Custom Knives și cu Augustin Naie. Ne-am reparat singuri acolo, totul a fost un start așa, hai să facem instalații electrice. Și după aia a venit Yamandi, din câte țin minte, bă, uite, am nevoie de un cuțit, o teacă de cuțit pentru un client, poți să-mi faci chestia asta? Nu, bă, n-am mai făcut niciodată, hai că încerc, știi? Mi-a luat mai mult timp, am stat, am migălit, dar mi-a ieșit corect, adică ce aveam atunci ca și scule, aveam niște furculițe chinezești din astea rombice. Vai, mama lor a trebuit să le dau pe piatră și să le dau pe strop ca să ajungă și ele la un rezumat. Dar cu alea mi-am scos banii pentru început ca să pot să ajung la alte scule. Și după aia a venit și Bobby Custom Knife. Pot să spun că a fost, nu știu, o împrejurare frumoasă cu foarte multe. Am avut baftă să cunosc oamenii ăștia și nu știu, probabil că a fost omul potrivit la locul potrivit, n-am ce să zic, adică nu. Și așa a început totul și în mare parte a pandemiei am stat prin curtea Griro. Destul de frumos, părăsit, nu mai era nimic pe acolo, nici vagoane, nici trenuri, nici utilaje, nici oameni, nimic, a pur și simplu abandonat total. E un fel de Cernobâl al Bucureștiului. Da, așa, exact așa arată, că pe unde au fost furnale și tot ce a fost pe acolo lăsat, ulei îmbibat în pământ, gropi de la utilaje imense, exact acolo erai. Mă, Cred că... zine lucruri frumoase, lasă peisajul ăla. Da, să știi că chiar dacă, chiar peisajele, chiar fiind așa de sumbre, aveau la un moment dat un iz așa plăcut al lor, adică îți găseai tot timpul mediu unde să faci o poză, vegetația nu prea era atinsă de nimeni pe acolo, așa că când venea primăvara și vara era super ok să faci poze pe acolo. Da, și de acolo am început. Acolo a fost toată nebunia. După aia a venit de la sine, nu știu. Tot m-am dus către chestia asta mea, adică după o anumită perioadă a trebuit să plecăm fiecare în direcția lui. Bobby s-a dus într-o direcție, Yamandin s-a dus acasă, fiecare s-a dus unde a putut, cum și-a găsit, eventual. Pentru că chiria deja era mult prea umflată, începuse și prețurile mari la energie, iar ăștia la Griro aveau trifazic și trifazicul se plătea extra charge, adică băgam acolo la banc la greu și ajunsese să plătesc chirie cât să stau singur într-un apartament, adică plăteam aproape în jur de 200 și ceva de euro pe lună, numai ca să te gândești la chestia asta și n-aveai nici condiții, dai. În fine, a fost o adunătură de un cumul de factori. Și după asta, fiecare a început să facă, colaborăm și acum, deci nu avem absolut nicio problemă, suntem în continuare prieteni. Na, singura chestie pe care regret cu toată pandemia asta și cu asta că aveam de gând să vizitez o grămadă de oameni din București, am reușit să mă duc pe la domnul Vasile Brezlașu. Ne-am întâlnit și la întâlnirea pielarilor din 2021, am întâlnit cu voi, și cu Toni și cu mai mulți. Da, a fost cum să zic, un an foarte frumos și ăla, atunci că după a stat în casă să te vezi la munte, cortul la o bere, la o discuție, a fost plăcut. Și, na, Aventuri de... cu mașina pe drum, timpul strâns, A, multe. dar bineînțeles, întotdeauna sunt... Nu, eu sunt mai bezmetic de felul meu, așa, adică lucrez foarte dezordonat, sunt o fire dezordonată. Nu, așa m-am învățat de mic, dar, nu, ăsta sunt. Na, momentan
Nu știu cât pot să mă mai schimb de aici încolo, încerc, dar vedem. Na, și în mare parte de aici a plecat toată chestia asta. Adică, odată, Ierne Cmentu, că mi-a plăcut foarte mult chestia asta, din cauza asta am și scos, am lucrat la niște perechi de încălțăminte, opinci antice. Mai am ceva modele pe care vreau să le lucrez, dar n-am ajuns încă în punctul în care să am experiența necesară sau nu știu, câteodată sunt ocupat, trebuie să mă duc și cu fetița, să o duc la grădiniță, să mă întorc și probabil că dacă m-aș băga în atelier să mă apuc de o pereche de calige de soldat roman, cu tot cu ținte și cu tot ce e nevoie și cu talpă tratată, cred că, nu știu, aș sta vreo 2-3 zile non-stop, adică nu aș mai ieși pur și simplu numai ca să văd rezultatul final. Da, sunt niște chestii care se fac handmade, se fac destul de greu. La început nu înțelegeam lucrul ăsta. Când am fost la Carnutum și am văzut acolo un meșteșugar, bine, meșteșugar, un bișnițar din ăsta după Polonia sau Cehia, nu mai știu de unde era, sau Slovenia, avea o grămadă de încălțări din astea vechi. Și piele crom și vegetal, nu mai conta. Ideea e că aveau niște prețuri, deci nu-mi venea să cred. Bă, zic, n-ai mă, cum să... Mă gândeam cum să fac și o pereche să fie ieftină, să poată, și pentru mine perioada respectivă, adică nu știam ce înseamnă handmade-ul, a trebuit foarte mult timp ca să-mi dau seama exact, adică când faci din plăcere anumite lucruri, mai bine când un tovarăș, bă, dar uite, fă-mi și mie pentru o sică, fă-mi și mie pentru din aia, și le faci degeaba, adică câteodată, uite, ia o pereche de încălțăminte, la asociație am dat atâtea perechi de încălțăminte, de încălțări oamenilor, ca să aibă ce să poarte și gustii, are pe recuzită, rezerve și multe alte chestii care are nevoie pentru oamenii care or să vină. E un cumul de factori, n-ai ce să zic, adică și n-am reușit, adică nu reușeam să înțeleg până când mi-am dat seama la un moment dat că oamenii pur și simplu cochetau cu indienii, numai ei, și încălțări foarte frumoase, lucrate din piele vegetală romane, încălțări romane pentru nobili. Și când am aflat de lucrul ăsta, erau multe chestii, adică mulți artizani de acolo care veneau la Carnutum erau pur și simplu bișnițari made in China sau India. Și asta până să-mi dau seama că încercam să-mi fac o idee, bă, cum să dai, mă, că n-ai cum, e imposibil. E... Da, și în fine, am trecut și de chestiile astea. Dacă a vrut lumea să cumpere de la mine încălțăminte, am făcut. Dacă nu a vrut, am făcut în continuare modele care le aveam în minte și așa mai departe. Le-au văzut alții, le-au plăcut și le-au cumpărat. Și cam asta a fost partea cu încălțările. Da, într-adevăr, în afară de partea că na, trebuie să cauți foarte multe documentații. Spre exemplu, la noi în România, din punct de vedere istoric, pielea e aproape, nu știu, ce se vede pe columnă, desenat, probabil că era piele, probabil că nu era piele, adică elementul de piele din viața dacilor sau cel puțin ale popoarelor din zona asta de aici, din zona noastră, erau foarte, adică și la ora actuală, vagi. Nu ai o geantă, nu vezi nimic, o tolbă, bă, aia e făcută din așa, nu, cred că e făcută din lemn. Ok, e din lemn, nu mai fac nici pe asta. Și mi-am dat seama, bă, stai-mă puțin, ce mai avem noi în apropiere de noi sau ce am avut în perioada aia cu noi? Celții, germanicii, vizigoții care au lăsat și comori, nu știu cum ăștia au reușit să îngroape și pe teren la noi, s-au și găsit haine și de toate, noi la noi nu s-a găsit nimic. E o enigmă totală și am început să împrumut de acolo. Bineînțeles, studiile făcute de Universitatea de Istorie din Berlin, acolo am reușit să intru și în biblioteca lor gratis, adică nu trebuie să plătesc nimic și am început să fac studii de amănunțite, de haine care s-au găsit din apropierea zonelor noastre și na, pe tot continentul european în funcție de triburile care existau în perioada respectivă. Și asta mi-a luat foarte mult timp ca să ajung la punctul ăsta. Și na, cam asta aici a fost partea mea de, nu știu, de pasiune. Cu încălțările, mai e, la roman se găsesc foarte multe, dar la roman e plină lumea de romani, adică cred că ne dăm seama că e un imperiu, a fost un imperiu și aveau de toate, dar mai sunt și alte popoare pe lângă noi, au fost o grămadă, germani, știți, iliri și așa mai departe, care aveau și ei obiceiurile lor frumoase și putem să le aducem și pe astea în perspectivă, că na, la un festival am văzut de multe ori, mai ales în zona de reenactment în România, că am fost de atâtea ori,
Bine, nu la foarte multe. Mai mult în afară am fost cu trupa. Sunt, nu știu, niște, la un moment dat erau drăgăici, acum nu știu să zic că au trecut ceva ani și n-am mai fost, erau drăgăici, adică romanii apăreau cât de cât corect echipați și restul erau călușarii de la, nu știu, drup, da, în fine, de tot felul de chestii, de idei din astea care nu aveau legătură, nu erau corect afișate. Și între astea mi-am făcut timp să mai fac și... Spre exemplu, fac și portofele, fac și curele de ceas. Într-adevăr, nu știu, am 4 curele de ceas făcute, portofele am și ceva. Nu prea le scot pentru că mi se par banale, adică nu mă pot simți mândru că am făcut un portofel, mă plictisește de moarte, adică nu știu, nu-mi plac portofelele, nu-mi plac, nu știu, îmi plac și curele de ceas, anumite curele probabil să fac, dar parcă mi-aș pierde timpul mai degrabă pe chestiile astea, nu știu. Se par mult mai, partea asta rustică a vieții, de zi cu zi la sat, în anumite perioade ale omenirii. Și mi s-au părut foarte interesante lucrurile astea. Și de aici s-a dezvoltat ramura asta. Încet, încet a început să crească și, na, ce să zic, o fac, în mare parte o fac pentru că îmi place. Ce să mai zic despre mine? Nu prea sunt, adică nu sunt un bun businessman. Încă. Da, nu știu, când te-ai scufunzi cu capul în o grămadă de chestii și vrei să le faci pe toate în același timp, la un moment dat clachezi în anumite circunstanțe și e mai greu să câteodată să dai bine, ok, acolo. Da, până la urmă asta înseamnă antreprenoriatul la început, până încep să așeze lucrurile. Da, bine, depinde din ce punct de vedere vedem, că dacă ne uităm la americani, dacă la antreprenoriatul american, dacă maxim un an și jumătate nu ai început să faci profit și să meargă afacerea singură, poți să închizi. În Europa durează, din câte știu, în jur de, parcă e o regulă de 3 ani, 4 ani și poți să închizi. Acum nu știu după care regulă stai, dacă o fi și una rusească, n-am auzit-o, sau dacă o fi și altele, nu știu. Da. Da, îmi place ce fac, adică nu fac în mare parte chestia asta. Bine, în mare parte o fac ca să-mi păstrez, teoretic mi-am făcut un caveman. Am o peșteră a mea cu un tovarăș care lucrează cu imprimante 3D și fiecare vrea să facă ceva. Unde am lucrat n-aveam masă făcută, acum mi-am făcut masă, mi-am pus tot ce trebuia cât de cât la punct, că în mare prese, nebunii și alte lucruri, n-am ajuns să mă duc în direcția aia sau mașini de cusut, cu toate că am avut ocazia să iau și mașină de cusut, nu știu, îmi place să fac lucrurile manual, să le scos manual. Și, na, să vă arăt și vouă, ăsta e atelierul din Beci, era foarte sumbru, cât de cât era acolo. Și na, ăsta mi l-am, e o masă făcută de mine după Chuck Dorsett, așa, și bine, de la el am luat schițele de masă. Și na, cam ăsta e spațiu, am lumină, acum am și o lumină naturală să ajungă pe masă, calculatoarele de muncă, că mai fac și grafică, sunt tot aici și na, cam asta e, să nu stai acasă într-un punct, nici n-aveam cum, că fetița mea are 4 ani, merge spre 5 și de la vreo un an și jumătate deja începuse să umble și să cotrobăie pentru toate lucrurile mele și am zis că în momentul ăla trebuie să mut chestiile astea, că am făcut lucrul ăsta o mare parte în casă și în casă. Da, și pot să zic că na, la cum e făcută masa, am bătut și la două noaptea un scut, nu știu dacă l-ați văzut pe ăla Cătălin Borangică, care e tot așa sculptură din piele, l-am bătut aici, am făcut multe carvinguri, n-am deranjat pe nimeni. Probabil că masa e făcută foarte bine, atenuează șocurile perfect, adică na, e masă de pielar până la urmă. Am urmat instrucțiunile de ca la carte și a dat rezultate, adică e ok. Nu mi-a trebuit niciun bolovan din ăla mare de granit ca să am
placă fină de marmură. Și, na, ce să zic, cam așa s-a dezvoltat, cam așa s-a dezvoltat. Am intrat pe grupuri, am început să cunosc oameni, dar în principiu cam ăsta a fost startul. Odată am aflat de pielea vegetală de la Adi Unic, Apo. Și după aia cu Yamadi, care mi-a dat ocazia să arăt dacă pot să fac ceva sau nu, după aia și Bobby Custom Knife și tot așa au venit cu comenzile, au curs, a fost o perioadă foarte plină, toată lumea stătea în casă și se echipa de, nu știu, o nouă escaladare a Zombieland sau nu știu ce se întâmpla, că toată lumea s-a înarmat și cumpăra cuțite și topoare, era o nebunie totală, știi? A trecut pandemia, probabil că na, le-au pus în raster. Și acum faci preponderent, lucrezi cu pielea, nu? Sau mai faci și altceva? Mai fac și, nu, lucrez ca și grafician, că trebuie să mai plătesc. Na, e aici o chirie de 200 de euro pe lună, adică e foarte ok. Și na, mai am și altă chirie, na, trebuie să lucrez ca să plătesc doar astea, adică nu mă gândesc că aș putea să-mi fac vreo firmă sau că aș putea să, cine știe, poate mai târziu, în momentul vreau să-mi fac damblaua mea și să lucrez în afara Bucureștiului, nu știu, să-mi iau o căsuță ceva sau să-mi fac un atelier din ăsta, dar să schimb cu totul fațada. Adică cred că ați văzut și voi cum arată niște ateliere când te duci pe, nu știu, nu pot să dau, nu știu, să zicem, luăm și Ungaria chiar în orașe sau, nu mai zic Anglia, plăcute, scalde, luminate, sunt deschise, sunt muzeele, sunt ok. La noi, din păcate, sunt, îmi place, e un mediu frumos. Trebuie doar să-l mai înfrumusețăm noi, să mai plantăm niște floricele, să facem un mediu așa rustic, să-l muncim încet și bine. Și poate că în momentul ăla, când a început să dezvolte și România din punct de vedere turistic, a început să fie mai umblată și mai căutată. Și în felul ăsta, cred că putem să ieșim oarecum din... Îmi place și Bucureștiul, e ok, dar totodată mă exasperează, mă obosește, pentru că trebuie să iau copilul să-l duc la grădiniță cu mașina când plouă, să mă întorc cu el acasă, să mă duc la atelier. Și toate drumurile astea înseamnă minute prețioase. Am avut și o perioadă când am stat mai departe, puțin undeva în marginea Bucureștiului, când a fost pandemia, am stat la un prieten care era plecat din țară și nu am plătit nimic și am stat acolo. Și pur și simplu, după ce s-a terminat povestea cu pandemia, făceam până la grădinița fetei 45 de minute dus și ca să mă întorc înapoi încă 35 de minute. Asta într-o dimineață, după masă, când o luai, altă ecuație. Și adunai timpul ăsta, făceam așa, nu știu, 3 ore și jumătate pierdeam dintr-un foc, pe drum. Da. Și, na, cam asta aș vrea, în următorul pas, să pot să mișc puțin. Adică îmi place și Bucureștiul, e drăguț, se dezvoltă puțin haotic, puțin mai mult. Dar cred că se poate și în afară, adică nu trebuie să stăm numai în stup aici. Povestește-ne puțin că a început să-i deja să ne spui despre întâlnirea următorilor de pipă. E o oportunitate bună pentru cineva care lucrează pielea, mediul ăsta? Dar ce a fost acum, spre exemplu, la prima lor întâlnire, că zicea să vină să vorbesc. Am vorbit cu Surcel Ioan, am vorbit cu vreo câțiva. Ideea nu era pentru acum, ideea era pentru octombrie, atunci se deschide, atunci urma să vorbesc cu câțiva meșteri artizani și să-i invit. Nu e numai pentru piele, sunt mai mulți care ar să vină. Ce a fost acum a fost o competiție de, cred că 30-40 de oameni care fumau pipe. Într-un bar micuț din București, o clădire așa, adică de-abia am avut loc să-mi pun câteva chestii, adică eu am fost cu 10 futace din alea cu de pipă. Salut! Salut, salut! Servus, Liviu! Salut, salut la toată lumea! Mă interesează și pe mine adunarea
fumătorilor de pipă LED, pentru că și eu am fost invitat în octombrie la campionatul mondial. Asta din 1 aprilie îl știam și pe ăsta, dar știam că sunt foarte puțini. Spune-mi cum a fost acolo, dacă ai fost acum la asta național. Dar nu e prima adunare, să știi, că este a 8-a ediție. Păi, da, în primul rând... Prima adunare în România. Da, știi, da. În România, dar s-au mai adunat ei. Adică eu am mai fost și pe la niște localuri, am tot discutat, băi, e mișto, e ca lumea. Da, e frumos. Spre exemplu, s-a propus pentru o geantă de 8 pipe, nu prea să găsesc artizani, mi-a și dat seama într-un final de ce, pentru că foarte mulți dintre ei cumpără niște geantuțe de pipe, maxim 4 pipe, adică maxim 4 pipe, că așa să găsesc, mai mult nu am văzut nici eu, sau sunt foarte puțini care fac chestiile astea. Și când am propus niște prețuri pentru ele, deja, hop, stai așa, că nu, boss, că uite, eu iau pasta cu 250 de lei de la Savinelli sau de la Angelo sau de la... S-a făcut liniște, când ai vorbit de prețuri, s-a făcut liniște. Da, pe nu, tot era treaba, că da, ăla pictat așa frumos, adică ăsta. Unde l-am pus, doamne? Uite-l aici. Cât e ăsta? Cât costă? Cât face? Zic, bă, sincer, la numărul de ore care l-am stat cu pensul în mână și fiecare frunzuliță prelucrată și marginile bine finisate, adevărul e că până acum nu au avut niște așezătoare de pipă mai bune ca astea. Sunt foarte bune și pielea este foarte bună. M-am jucat puțin cu modelul. Aici am făcut câteva modele. Într-adevăr, n-a cumpărat nimeni, îți dai seama, 150 de lei am cerut pentru el. În condițiile în care stai ceva la o jucărie din asta. Pentru la decorat. 150 de lei pentru la decorat. Înseamnă că... Ascultă-mă, 150 de lei pentru ei acolo. Le-am spus că dacă, când o fi competiția mare și vin ăștia în afară, fără 50 de euro nu-l dau. Uite jucăria asta. Da, o știu. O fac și eu. Bun. Și... Na, ce să zic? Am avut niște idei de... Bă, vreau să fac și o geantă de pipe, dar nu știu ce. Dar, în fine, prețurile, când am început să afișez prețurile, deja s-a schimbat situația. Mi-am dat seama că pot să mă duc acolo, dar... Probabil doar cu din astea. Doar să fumez pipă. Eu fumam și înainte pipe. Într-adevăr că mi-am luat acum o pipă frumoasă de la un ucrainean. Sunt nebunit după asta. Adică e o fantastică pipa. Briar cu os de cerb, cu corn. Frumoasă tare. Adică i-am scos ăsta că l-am curățat-o după ce am pipat azi odată. E niște lucruri foarte bine lucrate, adică avea o grămadă de chestii, o moșurică acolo. Am cunoscut o grămadă de oameni faini, chiar dacă au bani cam doar la bască, nu vor să arunce pe... Adică nu că nu vor să arunce, nu vor să dea, ce handmade, frate, îmi iau un Savinelli sau un Angelo, 250, 300, 400, ai maxim 100 de euro. Le bag acolo, dar dacă s-ar putea să le faci la bani ăștia ceva ca lumea de așa... Ar fi ideal, știi? Și în momentul ăla, știi, mi-am dat seama, bă, merge să mai stau la o pipă cu ei. Singura rezoluție din care poți să faci ceva bănuți acolo e chestia asta cu brățările. Sunt câteva modele de lucrat și de aranjat. Dar, cum să zic, sunt din astea de uzură, breloace... putace din astea prinse pe o curelușă, altceva nu cred că adică poți să faci o gentuță ca lumea lucrată bine cum trebuie și să te duci cu ea acolo și poate ai norocul să ți-o agațe vreunul din afară. Dar până în același timp o să te gândești că o să vină foarte multe firme. Pe lângă asta o să fie și turci, o să fie de mulți oameni, știi? Da, e o ocazie bună. Din câte am înțeles, e 50 de euro stand după zi. Sunt 3 zile în octombrie, că pentru o perioadă aia era discuția. Da, trebuie discutat. Ideea e că rămăsesem să le dau eu un premiu făcut de mine și să echivaleze oarecum banii ăștia. Încă n-am făcut așa un calcul, m-am gândit la niște chestii. Da, sunt cu du-te vino.
discuții care, da, ce să zic. Și ce pot să zic, că na, cât am fost acum la ei și am vândut brățăricile astea, na, să zic că am fost undeva la un 700 de lei, ceva de genul ăsta. Nu mai spune prețul, te rog. Dacă vrei să faci business. Ai zis, da, că mai devreme ai vrea să evoluezi către business. Nu ăștia sunt pașii. Am înțeles, dar care sunt pașii? O să-i descoperi singur. Eu nu sunt în măsură să ți-i spun. Da, am văzut, am văzut foarte mult. Nu mă ghidez după chestia asta. Da, am văzut foarte multe chestii. Într-adevăr că sunt variabile în funcție de ce cer la noi în domeniul și astea. Și am văzut foarte multe chestii. Bă, vorbim în privat sau facem chestiile. Adică da, e o chestie, probabil că trebuie să știi să pescuiești omul, să-l aduci la... Da, mă, da, aici suntem între noi. Cumva discuția e un pic mai deschisă decât... Zic. Păi, da, asta zic și eu, dar în fine, zicem prețuri. Nici nu contează ce zici. Ce facem. Nu, prețul poți să zici, tu ai spus o sumă. Nu, prețul pe ăsta, pe produs, e ok că îl spui. Da, eu am magazin online, eu nu pot să ascund un preț. Însă ca și vânzare, n-are sens. Păi asta zic și eu, că nu e. Doar așa, te-ai dus frumos, ți-ai aprins o pipă, ai văzut cum fumează lumea, e drăguț, e interesant, sunt oameni isteți, sunt ok. Și, na, dacă vrei să te apuci de pipă, e ok, te apuci și ți-ai tutun. Eu nu mă apuc de pipă. Eu am vorbit cu președintele lor. A venit la București, m-am întâlnit cu el. Fix aceeași poveste care ai spus-o tu. București. Este din București, îl cheamă... Da, ăla cu părul alb. Și șmecherea așa. Adriana Popa e varianta 2. Ia să-l văd, stai un pic. Nu există. Unic e numai unul, vă rog frumos. Adi, întoarce-te un pic în profil. În profilul Adi, un pic. Că mă uit la tine să văd dacă... El e, eu asta mai e mai frumos Adi al nostru, lasă-l în față. Da, mulțumesc frumos, ești foarte drăguț. Dar fix aceeași poveste o am și eu, tot cu 50 de euro, tot cu produse echivalent pentru stand. Inițial am fost invitat... pe gratis, adică doar să particip și apoi ne-a impus, sau mă rog, ne-a propus acest tip de schimb de bani, sau cum se spune, de produse cu bani. Punea că sunt vreo 250 de participanți. Eu o să, așa e ideea și planul, să particip cu încă un maestru de cuțite, care face cuțite pentru că le-a făcut toporașele alea mici pentru tăiat tutunul. Așa. Însă... Păi știi ce vor să facă? Mi-am dat seama de chestia asta. Adună la copcă toți meșteșugarii între ei. Eu am prins ideea ce fac și nu prea îmi place, sincer. Am mai văzut, știu cum am văzut, chestia asta, a fost invitat ucraineanul ăsta care făcea chestii. Bă, deci mi-au luat pipa aia cu 250 de lei. Din briar cu cor de cerb. O pipă din aia pe piață, deci o pipă din aia pe piață, fără 60-70 de euro, nu o iei. Adică îți bănuți, adică... Dar zi un pic principiu, că te-o întrerup, Liviu, cu copca, așa, continuă ideea. Următor, adu la copcă pe toți meșteșugarii și într-un final, că asta era și ideea ce am observat să văd la ăștia cu care aduc trabucuri, ce am văzut de la ei înainte să avem discuțiile astea și... În timpul participării la întrunirea asta a lor. A fost vreo câțiva care au adus niște produse foarte mișto, în fine, diverse calități, le-au pus pe masă niște prețuri de nu venea să cred, adică pipă la 20 de euro, pipă la 30 de euro, adică tutun ieftin. Aveau oarecum o înțelegere cu diversi producători, cu nu știu, dar ideea e când sunt mai mulți acolo și apare competiția, te lași tu la preț, că poate faci vreo... La noi nu merge treaba asta, adică adunăi pe toți și poate reușim să scoatem și noi ceva, știi? În schimb, când am dat-o cu geanta aia, că mă... Nu te aud, Adi. Nu te aud. Ai microfonul oprit, Adi. Așa, a zis că poate mușcă vreunul, știi? Da, nu, era unul foarte hotărât că de la ei din asociație îi se furase, nu toți, că cineva de acolo mi-a cumpărat fără să-mi comenteze un portofel, am văzut, sunt și oameni care n-au treabă cu chestiile astea, probabil că dacă o să aduc în formă finală ce mi-am propus o să fie ok, nu știu cât de mult o să merite, e clar că nu e vreo vrăjeală, e vrăjeala din partea lor,
E Drăgaica Artizanilor, cum s-ar numi, strâns și acolo. Poate să fie și o chestie interesantă. Eu, din punctul meu de vedere, nu știu, aș vrea să particip, aș merge, dar trebuie să mai discut cu ei, că până în octombrie e cale lungă, adică cine știe ce se întâmplă până atunci. Ne trezim cu rușii lângă noi. Bem o bere, acolo nu fumăm, eu nu fumez, dar o bere o putem bea. Bă, nici nu trebuie să fumezi, poți să bei ce vrei tu, că o să fumezi fără să vrei. Știu. Deci dacă tu zici că nu o să fumezi acolo, e ok, adică te înțeleg, dar... Nu o să fumez activ. Dacă poți să te ferești de fum într-un mod rapid, mai ceva ca în Matrix cu picădurile de apă, e fantastic, dar la asta n-ai cum. Când am început să fumeze acolo, pur și simplu, când am ajuns acasă, am avut impresia că am ieșit din smoker. Eram o friptură fragedă, numai bună să mănânc cineva să ne gata. Și da, a fost o chestie, măi, sunt ok oamenii, încearcă tipul lor de business, e în regulă, nu înțeleg. Acum, na, fiecare știe cum și în ce fel. Eu ți-am spus, nu am un business care să ruleze multe chestii, momentan reușesc să-mi plătesc chiria și să mai îmi fac niște stocuri de piele și să mai îmi cumpăr niște scule la o anumită perioadă. Mai ales acum că a fost iarna în București, a fost energia plătită generos, așa, adică s-a dat cu bani. Ce mă, n-ai bani? Lasă-mă că o să ai tu bani, nu-ți trebuie. Eu îți pun pe factură, tu trebuie să plătești mai încolo. E ca la bancă. Ia acum că plătești tu mai târziu. Și, na, ce să zic, interesantă treaba. Interesantă. Mi-a plăcut domeniul, am văzut ce era și poeții dezvoltat chestia aia pentru pipe și mă întrebam, bă, dar de ce-s doar atâtea? Găsești niște, adică genți de pipă de la artizan? Ce am reușit să verific eu puțin? Niște din astea nefinisate, 150 de euro, niște cârpe din astea de piele lembelei și era perfect, știi? Într-adevăr, ce vindeau ăștia indienii sau savinelii sau aveau o piele finuță, crom, frumos lucrate, dar erau niște poșetuțe din astea moi, adică dacă scăpai pipele jos cu ele, na. Am înțeles. Na, acum e posibil ca eu să-mi atrag hate în direcția asta din partea artizanilor, dar să știți, fără nicio lipsă de respect, că vă respect pe fiecare în parte, însă, din punctul meu de vedere, asta e diferența dintre artizanat și business. Când faci un business, faci un business. Nu te uiți la toate acele puncte să fie perfect drepte. Să pictezi ca Marius 7 ore un tablou splendid și apoi să ceri un preț pe măsură pentru că atât merită. Business-ul e dus în altă direcție. Și atunci de-aia, având o piele mai, nu neapărat slab calitativă, un produs mai puțin finisat, mult mai repede decât un artizan care se chinuie și pune fiecare secundă în produsul lui. Ce vorbeam acolo era implica așa, muncă ieftină, probabil și de la noi, dacă nu și din China, și dar nu în China, nu mai ieftină de mult, din India mai degrabă, piele ieftină la fel tot din țările astea, tu nu trebuie decât să strângi firma pe ea, mașină de cusut, și tu acum spui de ce business, cu ce să concurezi eu, în condițiile în care ei au de ales într-o gentuță destul de drăguță pusă la punct cu 250 de lei. Să-mi iau mașină de cusut, să trag și-o repede o bucată de piele. Am, știi cum, am messengerul plin de indieni care mă roagă să cumpăr piele și numai pakistanezi, toate neamurile. Îți trimit crocodili, șerpi, pisici, era cea mai aici o grădină zoologică. Nu mai vreau fost, lăsați-mă în pace, de-abia am timp să lucrez pielea mea de vacă. Și acum, din punctul ăsta te întreb, în ce direcție, că nu, asta spun. Da, ăla face un business, dacă ăla când și-a făcut un business lucrează și genți și papornițe și portofele ieftine pe piață și ce a zis? Bă, cred că avem o piață și de așa. Hai să mergem la Savinelli să-i propunem să facem niște genți. Savinelli le cumpără cu 100 sau cine știe cât o da pe ele și ți le dă ție cu atâta, știi? Și așa mai departe. În condițiile astea nu poți să vorbești de artizanat. Te lupți? Exact asta am spus. Da, și n-ai, asta ca e și artizan, nu te poți duce acolo și să faci chestia asta. Însă noi artizanii suntem, adică noi artizanii, voi artizanii, pentru că eu nu mă consider artizan, considerați că produsele voastre muncite din greu,
pe bună dreptate, trebuie să valoreze un preț. Total de acord. Însă, nu ar trebui să fiți supărați, pentru că sunteți puși în aceeași oală, în cazul tău, în speță, tu fix, că tu ești invitat și tu ai fost la întâlnirea asta și ai văzut gentuță foarte proastă și foarte bună ca a ta, sau suportul de pipă. La prețuri total diferite. Pentru că omul în speță nu o să aleagă niciodată scump. Doar dacă toate sunt scumpe și atunci o să aleagă ce e mai frumos. Dar dacă are o variantă mai ieftină, psihologic, el o să aleagă pe aia mai ieftină, indiferent cum e făcută. Nu am fost, dacă îi satisface lui nevoile pentru lucru care e făcut, o să-l aleagă pe ăla. Da, ei au avut nevoie de niște premii să le ofere, știi? Și bineînțeles că a fost... Și mie, la fel, exact asta mi-a zis. Dacă stai prost cu banii, exact așa a fost explicația tipului, dacă stai prost cu banii, nu i-am dat nicio dovadă, nu știu dacă, de unde am înțeles el chestia asta, dacă stai prost cu banii... Ai vorbit cu cine? Adi Unic, cel... Variantată, dar nu e cazul, așa, care este președintele. Scuză-mă, Adi, ai și pălărie, ești mult prea frumos, crede-mă, jur. Da, adică da, glumim, cum n-ai, da. Glumim. A venit foarte dezinvolt, mamă, ce faci, mamă, ce tare, mamă, ăștia, uite, mi-a trimis vreo 150 de poze cu chestii care le-ar vrea ei acolo, că au vorbit ei pe acolo și dacă stai prost cu banii, ne dai niște produse, portofel sau vedem ce facem acolo, le punem în locul de la 50 de euro, o să vină oameni, o să facă. Am înțeles chestia asta, dar exact cum spui tu, dacă și eu o să lucrez o borsetă și o să o gravez, nu o gravez cu Savinelli, nu știu cine sunt, probabil e o firmă care face specific pentru pipă. Eu gravez cu o pipă și trei boabe de cafea, că așa vreau eu, sau așa mi-a venit mie ideea. Ala e un plus valoare. Și dacă ăla vine și zice, nu mă, că le iau pe Savinelli, că se termină în I. Și nu-mi place Filip Atelier. Știi? Nu, ideea e că cum a început un tip și i-a fost furat de mașină geanta cu pipe și acum a trebuit să le înlocuiască și bă, uite, vreau să fac la tine că ne-am întâlnit. Pe mine nu m-a luat așa, că am vorbit cu altcineva de la ei, cu Bogdan, probabil că comunicau pe două direcții. Bogdan este, în schimb, discută altfel, e altă față. Ăsta nu mi-a spus nimic. Prețuri, mi-a zis, bă, cam ce s-ar putea vinde, dacă vreau să vin, mi-a spus că nu o să trebuiască să plătesc nimic, ca să particip acum, era vorba de octombrie, acum mi-a zis dacă pot să pregătesc niște chestii, premii care le au ei pentru fumătorii, primele 10 locuri care le vor câștiga ăștia, le-am făcut, dintre care și astea frumoase, așa, cu floricele pictate, nebunii, au rămas la mine. Că până la urmă s-au hotărât, bă, că am dat bani și în stânga și în dreapta, am amenajat mesele, am făcut aia, în fine, și am avut variante. Variantă necusută, simplă, gravată, laser, 50 de lei. Variantă, bineînțeles că futacele astea de metal, care le sunt înăuntru, mi le-au dat ei. Eu am avut nevoie doar de atâta. Și restul, 70 de lei a fost aia cusută, în schimb, cusută, finisată, vopsită, aranjată, puse. Diverse variante. Am avut vreo două sau trei simple, după aia a venit asta la altă. Adică la alea simple, într-adevăr, ăla era prețul, cam pe acolo e, că îl făceai destul de rapid. Cu mici variațiuni, că nu poți să lucrezi ca o mașină și la un moment dat te plictisești și îți bași picioarele. Adică faci vreo 5 bucăți din alea, 5 din alea și la un moment dat zici, bă, de aia asta duceți-vă încăcat, că nu mai am chef. Știi? Cam acolo ajungi la chestia asta, știi? Și în momentul ăla te gândești, bă, uite, vreau să vin să fac o geantă. Și bă, ăla și-a pierdut geanta, la discuții cu mine, facem, boss. Zic, lasă-mă să fac o schiță pentru 8 cu 6 locuri, cu locuri pentru tutun, cu fermoar, cu nebunii, să aleg pielea, să astea. Mi-am făcut un calcul așa și zic, bă, la aia cu 8 pipe, să duce undeva... pleacă de undeva la 300 de euro în funcție de material. Alte cu 4 pipe, să zicem că sunt undeva 200-250 de euro. Și tot așa, știi? Adică a fost o chestie pe care vreau să bag o tită mai cutia de tutun, vreau să-mi pui două brichete, vreau să-mi pui loc pentru două futaci,
vreau să încapă nu știu ce mărim de pipe, să făcuse de tamai gentoiu, știi? Adică, ca lumea, adică plecai cu el, era o servietă. O masă, o scaună și măcar un partener de pipă, ca să am cu cine pipa. Da, da, da. Știi? Și, bă, că nu, mamă, frate, bă, nu te supăra pe mine, dar am fost în magazin și mi-a luat o geacă și nu știu ce și nu știu cum, mi-a cerut la sfârșit scuze, bă, că n-am, dar... Eu așa gândesc și i-am spus, bine, bă, du-te și n-ai geaca aia de acolo, dacă tu consider că ai dat prețul ok, că era la, nu știu, la sold și a luat nu știu ce marcă de geacă, o marcă bună, zicea el. În fine, la bani puțin, bă, e o geacă totuși, că nu știu ce. Zic, bine, bă, să atingi, ce vrei să zic acum? Ți-am spus cât te costă, ăsta sunt, dacă vrei, bine. Ei au încercat să mai zică ceva înainte de competiție, că vezi, Doamne, hai să schimbăm situația. N-avea ce să schimb. Nu. Era pur și simplu bătută în cuie. Am fost mai mult din poanie acolo. M-am dus pur și simplu ca să onorez că le-am zis, stând printre altele la o bere și la o pipă cu ele, am zis, bă, da, o să vin să văd cum sunt oamenii, mai ales în condițiile în care nu trebuie să plătesc nimic, ca ei mi-au cumpărat premiile și ce-am vândut pe lângă și ce-am dat niște cărți de vizită la care aștept să fiu sunat, vedem dacă sunt sunat sau nu. Și cam asta a fost situația, adică mi-am dat seama... Ai zis că pipezi tu, nu? Bănuiesc că sunt și grupuri pe Facebook care sunt a fumătorilor de pipă. Ai postat acolo, ai încercat să vinzi acolo. Păi nu, n-am, până acum ei m-au contactat, nu aveam nicio chestie, aveam pipele mele care le fumasem până atelier cu Yamandi, a rămas pur și simplu băgate într-o gentuță și când m-am întâlnit cu ăștia, bă, stai că aveam și eu niște pipe, boss, că nu, adică și țigările le-am început să, adică am ceva timp decât le-am rărit. Sunt în atelier, dacă fumez un pachet de țigări pe lună, să zic, rar, sau poate 2-3 luni, sau ceva de genul ăsta, adică ceva așa, că mi-aduc aminte sau mai vine cât un client pe la mine să am un pachet de țigări, că știi cum sunt, mai sunt oameni care, na, ca și mine, stăm mai mult la vorbă și când stai la vorbă, bă, hai, bem o cafea, bem, fumăm și o țigară, chestii de genul ăsta. Da. Și în sensul ăsta că nu, chiar nu mai întrecea pe-n cap. Acum, când am fost și am văzut pipa de la meșterul ăsta, m-am îndrăgostit de pipa aia, zic, bă, fie ce-o fie, o cumpăr la bani ăștia, zic, 250 de lei, mi-o pun în cap, e, nu știu, mi-o pun în vitrină, e frumoasă, îmi pun, plantez flori în ea să iasă, băi, frumoasă, dragi, e fantastică, lucrată din briar, ca lumea, știi? Și mai ales că tipul e ucrainean, zic, bă, nu știu cât l-am ajutat pe el să supraviețuiască sau ceva de genul ăsta, dar la prețurile alea, prețuri mici, micuțe. Da, păi acum au dat 30.000 de euro. Nu mai te aud. Ai oprit microfonul liber. Scuze că a intrat o comandă și așa se întâmplă când... Cred că s-a oprit microfonul. Am spus că au dat 30.000 de euro pentru a face pipele, pentru că toate pipele trebuie să fie la fel pentru campionatul mondial din octombrie, noiembrie, nu știu, zim că eu tot... Octombrie cu noiembrie sunt la fel cu iunie și iulie la mine. Așa a fost acum. A fost, hai să mâncăm, mai să bem, mai să fie ok. Atâta. Nici n-aveai ce să... Am înțeles. Dar pentru octombrie, acum dacă să ajungem în punctul ăla unde și l-au propus ei, băi, e o chestie de admirat. Pentru, într-adevăr, la noi în țară nu sunt grupuri de genul ăsta. Și ei sunt probabil că o specie pe care de dispariție, cum sunt și artizani în România. Poate consider o chestie asta, nu știu, sunt foarte puțini. Da? Nu e așa, eu zic că stați ascunși, nu e așa departe deloc. Da? Doar stați ascunși. Da, ideea e că nu, știi, am tot intrat pe, când ziceai de Facebook și de astea, am ajuns la un moment dat, nu știu, mă simt obosit, vreau să, pe lângă faptul că stau și cu ochii în grafică, trebuie să predau niște lucrări care le am, tot grafică publicitară pentru monitoare la diverse chestii, între care și amaneturi și căcaturi. Și sătul de chestiile astea, pe lângă asta, mai intri și pe Facebook. Și vezi postare. Tu stai să-ți lucrezi nebunia ta de ce ai de făcut, o lucrezi frumos, e totul liniște și pace, te relaxezi până ajungi la punctul ăla. Bă, dar trebuie să fii atent, trebuie să fac povestea, trebuie să pun produsul, trebuie să-i fac o poză, trebuie să-l postez pe toate grupurile, să te miști în toate felurile astea, știi? Când ajungi să centrezi tu, să faci tu, să dai cu capul, să le faci pe toate,
ești obosit. Și din punctul ăsta de vedere mi-am propus că unul din cele cinci lucruri pe care... Nu, în fine, mi-am propus să petrec mai mult timp cu familia în timpul ăsta, că e oarecum destul de scurtă perioada, am o fetiță mică care vrea să stea cu mine, o să-i fac și o măsuță care să mai, cu care să, unde să-și facă treaba. E, cum să spun, ajung foarte obosit. Îmi pică ochii în gură, mai mă bag și pe-n trafic, mă mai duc și la grădiniță, mă mai duc și la balet, mă mai duc și la not, mai mă duc și în atelier, am o lucrare de predat. Nu te mai plânge atât, am doi și fac același lucru. Știi care e chestia? Nu te mai plânge. Orice fac, mă duc, mă întorc, ajung acasă cu copilul și s-o obosit, mi-aduc aminte că am lăsat o chestie neterminată pe masă și mă întorc la 12 noaptea și la 4 dimineața s-a înapoi acasă. Bă, îmi place. Deci dacă nu mi-ar fi plăcut chestia asta, nu mai plăteam chiria aici, nu mai făceam nimic. Asta. Dar pur și simplu că îmi place asta. Asta e cel mai important, să-ți placă. Da, pe nu, altfel nu, nu, pur și simplu. Gândește că pot să fac bani în alte chestii, mult mai ca lumea. Adică sunt atâtea, dar asta, nu știu, o chestie care m-a prins și îmi place. Da. Și... E plăcută senzația asta să știi că ai un loc unde să te duci dimineața și să-ți bei cafeaua și în același timp să ai și timp să-ți gândești următorul proiect. Asta cred că e mare. Sunt perfect de acord cu tine și uite, eu după de la un an de zile de când mi-am făcut atelierul, în următoarea săptămână îl măresc. Bravo, bravo. Ca să am unde să beau cafeaua cu mai mulți clienți. Nu e doar o laudă, este doar un lucru, poate un impuls pentru cei care vor să facă chestia asta, pentru că eu vă spun, eu, Liviu, Filip Atelier, se poate și în România să se trăiască bine și mai mult de atât să se evolueze din lucru cu pielea. Da, asta e clar. Acum depinde, ți-am spus, depinde de timpul pe care îl alegi. Am doi copii, băiatul are 6 ani, fetița are 11 ani, fetița este campioană la dans, am fost cu ea în weekend, adică mi-am dedicat timp ca să merg cu ea la dans. Fiul meu merge de 2 ori pe săptămână la fotbal, deci am timp și pentru ei, dar în același timp, dacă vrei să faci ceva cu adevărat, reușești. Doar că trebuie un pic de organizare. 15 ani în armată mi-au fost destul ca să mă organizez. Da, aici referitor la organizare, eu vă pot zice un punct de vedere așa din văzut din afara țării și aici, dacă vrei să ai, vrei să lucrezi 12 ore pe zi aproape și să te dedici weekendul total liber pentru familie, toate alea, să te relaxezi, să ieși cu ei. Trebuie să tragi oriunde. Dacă vrei să faci, trebuie să tragi, trebuie să lucrezi destul de organizat și de aici poate să continue. Lucrez ca hobby și uite, mi-am notat doar pe anul ăsta comenzile și cred că îmi trec pragul care mi l-am propus de vreo 5.000 de euro, să zic, ca hobby, însemnând că dacă mă simt obosit, iau o săptămână de pauză fără să-mi pese și alte cele. Și cred că îmi trec pragul care mi l-am propus să scot din piele pe anul ăsta. Și de aia zic, dacă îți dedici timp și mai ales să te organizezi, poți să faci chestii faine. Am înțeles. Da, păi, e clar, de tocmai ce am spus la început, că sunt puțin cam dezordonat, așa sunt eu în felul meu, deci... Da, asta zic, da. Asta sunt. Nu te cert, eu să știi că nu te cert, eu doar încurajez și încurajez eu comunitatea. Eu, nu, asta... Uite, asta... este aici Radu Mihai, care întotdeauna este prezent, Radu, cred că el e, da, care face carving și el pe piele. A început, el mă urmărește peste tot. Eu când sunt live, el este prezent acolo. Nu contează, nu știu ce face, ce nu face, lucrează. El mă urmărește peste tot. Cred că stăm aproximativ 4-5 ore împreună, dar fără să știm unul de altul. Dar văd acum iarăși că e aici. Îl salut. Foarte tare, foarte tare. Na. Eu mă retrag că am vorbit prea mult. Poate și frumosul nostru, Adi, are să ne spună, nu știu, întrebări, că el e cu întrebările de obicei.
Bă, da, a discutat atât de fain despre business încât eu ascult, dau și eu din mâine aici, să liniștit. Dacă se făcea referință la Adi, eu, despre frumosul nu comentez, că nu stă la mine să spun treaba asta. Să-l întreb pe Marian, eu aș vrea să las pe alții să întrebe pe Marian, că na, noi ne știm destul de bine. Scriem în privat ce trebuie să-l întreb. Am mâinile ocupate, mă, n-am cum... N-ai artificială, n-ai asta, ai inteligența artificială pe bune? Antitalent la tot ce înseamnă tehnologie, total antitalent. Punem telefonul în mână și mai încurcat. Sergiu, te rog frumos, al grup. Punem în pădure și mă descurc. În 2023. Așa e, integrare în inteligența artificială. Da. Sau mai bine zis, digitalizare. Că oricum urmează să se lanseze programul, nu s-a mai lansat încă. De la anul am înțeles, nu anul ăsta, anul viitor o să înceapă cu asta. Este un lucru să se lanseze în câteva luni, adică acum. În concluzie, treaba anului. Cu pipile, am mirosit cu toți același lucru, adică miroase tare faptul că încă nu-i conform unor așteptări, să zicem. Asta era ideea, că eu de asta am și intervenit, faptul că am fost invitat și eu și Marian mi-a expus aproximativ 90% din ce știam, probabil... Asta cu ceva, cu produsii pentru premii și așa, mi-a scris și mie treaba asta, dar nu știu, nu mi-a mirosit bine și sincer, eu prefer să merg pentru că așa e conjunctura și nu cred că singurul sunt și alții, prefer să merg invitat într-un loc în care sigur mă simt bine, cunosc oamenii, nu mi se pretind costuri și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să contribui cu ceva, decât să merg într-un loc necunoscut unde hai că vedem, hai că știi, surprizele de genul ăsta nu-mi plac. Chiar nu le agrez. Da, depinde cu ce rezonez până la urmă. Da, contează foarte mult și lucrul ăsta. Eu vreau să ajung la București să-l cunosc și pe Sergiu. Nu știu. Păi, dar tu nu ești din București? Nu sunt din București. Nu, mă, el e bănățean. Eu sunt din Timișoara și în toată țara. Că a sărit mea, a sărit mea. De la Phoenix. E bănățean. În toată țara. Foarte frumos. Da, avem o comunitate destul de frumoasă. Ideea e că eu sunt destul de slab partea de business. Adică nici n-am stat să-mi bat capul foarte mult, că am avut chestiile mele de făcut. Am făcut multe chestii care mi-au plăcut și cum am vrut. Același lucru l-am pățit și eu, cum am mai văzut în discuțiile anterioare ale lui Adicu sau ale voastre, cu fiecare când ați participat la emisiunile lui Sergiu. În legătură cu vreau și eu să-mi faci la fel ca ăla de acolo. Du-te, frate, și fă la cul. Dacă vii la mine și vrei să faci cu mine, de ce vii la mine? Ce știi că fac eu? De unde m-ai văzut? Poate ești mai ieftin. Aceeași vrăjeală de 2 bani a fost și la când m-a sunat, după mine nu m-a sunat Radu, m-a sunat unul Bogdan de la ei, te-am văzut, îmi place cum lucrezi, hai să stăm de vorbă. Ok, hai să stăm de vorbă, că și așa aveam chef să beau o bere, zic, era și în perioada când aveam ceva timp liber, am stat cu ei la masă, fumam o țigară, m-am afumat de tot de pipă, am plecat de la smoker de acolo, a fost plăcut, e frumos, e plăcut mirosul de pipă, îmi place, asta pot să spun din punct de vedere comparativ cu tutunul clasic, și cam astea au fost discuțiile, în schimb, Încerc să mă ghidez pe... Hai să trecem și mai departe, că nu doar piparii sunt piața din România, cei care ne pot scoate la iveală. Dă-i mama lor, mergem, le vindem suporturile și gențile de pipe, le luăm și pipele și hai să mergem mai departe. Gata, next! Da, Marian, te-aș întreba, care e produsul tău preferat? Ce îți place cel mai mult să faci? Unde pui cel mai mult suflet? Având în vedere... Nu știu, îmi plac toate, că toate îmi plac să le finisez, să le bibilez, să mă uit la ele. Adică nu cred că mi este ceva care să fie... Să nu știu, nu pot să zic că am un preferat anume. Ceea ce îmi place în ultima perioadă și am descoperit oarecum lucrând, adică am alocat chiar timp pentru chestia asta, împletitul sau cusutul cu fir de piele pe care mi l-am făcut și încerc să mă joc. Am făcut și
o bucățică micuță aici, foarte rezistentă, foarte, foarte plăcută. Asta la ora actuală aici mie îmi stă mintea și sunt foarte de-abia aștept dacă mă apuc să-mi plătesc, să mă duc într-o direcție anume și să dezvolt. La fel a apărut și ăsta. S-a stins lumina. E stinsă lumina la mine? A, nu, e intervenit altcineva, ok. Așa. La fel mi-am mai făcut pentru diverse jucării, tot felul de... Și pentru mine, na, uite, spre exemplu, la cana de cafea. E tot împletită pe margine. Ți-ai pus piele pe scaun? Da, am terminat și pe scaun. Da. Colegul Radu, dă un pic cu mut pe microfon, că ciocanul nu se vede. Gata. Mulțumim. Băi, și pot să zic că se simte bine, adică e mișlotare. Am pus și eu piele pe un scaun, doar pe șezut experimental și stă așa, îl bate soarele foarte mult, nu îl bate ploaia, dar îl bate soarele foarte mult și prinde o patină foarte faină. Și pe masă de lucru am pus piele. Tu-ți ia afară sau ce? E o terasă semi-deschisă. Da, intenționat am făcut treaba asta să văd ce se întâmplă, că eu printre altele mai fac și foarte multe experimente cu voie sau fără voie, dar mi ies multe experimente, știi de unde trag concluziile. Mm. Și eu, tot felul de chestii, adică de aia spun că nu cred că am ceva care să, bă, îmi place la nebunie, nu, tot ce prind și vreau să fac e alături. Ai brățarea cu catere și... Asta nu, Edita, mai sunt... Știi? Dar știi că poți face și brățară, dar bine, alea sunt prea mari, dar poți face și brățară și ai la îndemână toate sculele pe masa de croi, știi? Gândește-te că și astea merg la fel, adică fără probleme. Da. Pusă... Aproape sunt invidios că sigur ai mai multe chestii genul ăsta făcute pentru tine și pentru atelier decât am eu. Nu, astea sunt câteva... Deci ce ai văzut acum asta... Teaca pentru ăsta, că na, trebuie să mă duc și eu, când mă duc ăștia cu trupa de reenactment, să mă prezint și eu ca atare, am și încălțăminte și tot ce îmi trebuie, coiful e pe aici, arcul e pe acolo. Da, ce pot să zic? V-am zis că e cam harababură la mine. Rucsacul meu de romană e aici, cu ăsta am car lucrurile când mă duc, îl pun în spate și e perfect, e lucrat nu din piele, din nuiele. De rachită, probabil. La noi zice coșarcă, cumva. Încălțăminte, da, mai am și ceva gentuțe care mi-au plăcut și le-am experimentat fără să le vând de la Brezlașul. Da, foarte frumoase, anumite proiecte. Mi-au plăcut numai ca să combin culorile. Nu pentru vânzare, pur și simplu satisfacția mea să văd proiectele, cum ies. Asta e un tip de încălțăminte germanică descoperit într-un mormânt de pe lângă Berlin. Foarte bine păstrate și detaliate, nobil. Aici ce să zic? E o lance lucrată de cumnatul meu la care am făcut eu teacă. Nu știu, adică nu pot să zic, bă, am o chestie. Într-adevăr, am avut câteva proiecte la care am lucrat. Și mi-au plăcut și am lucrat cu mare drag la ele. A fost odată tecile de fals, au fost primele care le-am făcut, că după aia intervine monotonia și plictiseala. Și mi-au plăcut la nebun. După vreo 3 mi-a ajuns și mie cu falsul și am zis, stai așa un pic, mai luăm o pauză. Da, am cam depășit, adică am avut, nu știu, în jur de vreo 10 și mai am pe aici încă vreo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 neprelucrate și 2 prelucrate. Adică toate lemne puse deoparte. Ideea e când te plictisești, nu, te duci 1000 de ani și te apuci să faci altceva, cam aceeași senzație o am și la portofele și la asta, adică mă uitam la John. Mamă, deci lucrează la niște portofele și stă la canturi și le finisează și astea și
Îmi place la nebunie, știi? E tot ce trebuie, dar trebuie să-ți placă să faci chestia aia, să-l faci pe ăla acolo, să-l duci. Trebuie să ai un portofel de la John. Trebuie să ai un portofel de la John. Aia e șmecherie. Da, știu, știu, știu. Na, e plăcut, da, într-adevăr. Asta e și toată ideea. E frumos ce-am văzut la el acolo, cum le-a aranjat. Da, mă, fiecare cu specificul lui și evident că suntem diferiți și fiecare se duce în zona în care place, nu neapărat simte confortabil, că nu e confortabil să faci o teacă de fals, nu e deloc confortabil să o faci. Dar dacă îți place, sau o împletitură de genul ăla, dacă îți place, te duci în direcția aia fără probleme. Nu simți greu. Da, și ce-am mai lucrat la, a fost un proiect cu bijuterii, cred că ți-am povestit de proiectul respectiv. Foarte multă muncă, a ajuns la un moment dat și cu niște discuții destul de, așa, în fine. Ideea e pentru mine că a fost o plăcere să lucrez, mi-am luat suficienți bani pentru ce am lucrat acolo, dar nu la adevărata muncă pe care am prestat-o. Adevărul a fost că a fost primul proiect pe care l-am început și după aia au pus gârlă. A fost o geantă pentru un corset din aur încrustat cu diamante. Corsetul a stat cu mine acolo vreo 2-3 zile. Cu escortă. Nu, că nu știa nici dracu, mai ales în beciurile alea acolo puteai să pierzi aurul din dacilor, nu știa nici nimeni, nu, era doar așa. Da, a fost o chestie plăcută, mi-a plăcut, am început proiectul de la zero, aici a fost implicate mai multe materiale, lemn, metal și bineînțeles și procedee, începând de la... Bă, cum e să dai cu ciocanul în aur? Hai zi la toată lumea. Bă, n-am atins, recunosc că n-am atins, am avut alte chestii. Deci eu argint am ciocănit, dar aur n-am ciocănit, recunosc. Și voiam să întreb, cum e, mă, să dai cu ciocanul în aur, mă? Am și ciocan de aur, trebuie să-l caut, că e pus bine. Bă, nu e, ideea, mi-a plăcut și corsetul, arăta foarte bine pe proiect, cum a ieșit. A fost fantastic, ce, n-am cuvinte. Așa, și da, în mare parte, nu știu ce să zic, ziceți voi despre voi și altceva, nu știu. Numai atât și termin, am ciocanul pentru aur, deci ăsta e chiar ce trebuie, numai când am găsit aurul să ciocănesc. Cred că Sergiu e, după cum se mișcă, cred că vrea să ne spună altceva. Da, mă opresc. Da, uite, Marian, pentru că ne apropiem de final, aș vrea să te întreb în ce măsură putem să ne alăturăm evenimentelor unde au loc cum se cheamă evenimentele astea unde vine lumea și expune obiecte din piele, târguri de artizani, pur și simplu să ne întâlnim. Adia a venit cu ideea asta, a fost o idee la un moment dat. Mă refer la obiectele astea dacice, reconstituirile. Știu că au loc undeva pe la Sibiu. Păi, sunt în Constanța, la zilele în Constanței, deci odată e acolo, în zona respectivă. O să pun niște anunțuri, dar restul sunt până prin țară, pe la Alba, iarăși în perioada asta trebuie să înceapă, cred că pe la Adip, în zona aia, până toată Moldova e un buiet, că încep festivalurile. Așa, și festivalul. Nu-mi plac pentru că se amestecă lucrurile și eu nu pot să mă amestec acolo, pentru că nu te vezi, se amestecă atât de tare lucrurile încât nu te mai vezi. Vezi o masă de oameni. Cum? Da, e drăgaică la noi, adică știi când a fost în Austria, prima ta senzație care ai avut-o? Altceva. Și alergam amândoi până tot centrul ăla bine organizat, după niște meșteri, aveam balele de un metru, începând de la lucrat în lemn, lucrat în piele, în os, în orice, deci vedeai scăunele, tactici, metode de lucru, tot ce se putea, ateliere,
Deci eram înnebuniți, ne plimbam și vin în România și te pune să te plimbi din punctul A până punctul B pe jos, că asta trebuie să facem noi, dar într-o asociație. În afară de asta, te împiedici de omul cu mic cu mână sau cu berea sau pardon, sau mai, adică nu s-a așezat cum trebuie. Eu și atunci nu ies în valoare ce trebuie. Știi, ies în valoare, băi, e o adunătură, ce se face? Să mănâncă, să bea, să cântă ceva, să faci un foc, vin niște unii îmbrăcați mai ciudat așa și cam atâta. Nu știu, da, nu mă regăsesc. Ultima oară am fost invitați, anul trecut la Constanța, pur și simplu nu aveau, ei au și daci de-ai lor, dar erau, adică mai mult pe erau diferiți, erau turci. Nu că erau diferiți, Octavian Mitroi ne-a chemat în speranța că o să aibă să arate și el 5 oameni normali, îmbrăcați cum trebuie, cu coif, scut, armură, sabie, tot ce trebuia, a trebuit să prezent. Bine, în același timp era un festival din asta de muzică, de ultimul răcne, din asta să ascult acum pop din asta, așa, în partea aia altă cu mici, și noi ne uitam pe stadion, erau vreo câțiva cunoscători, ălaltul se ținea în afara stadionului pe o scenă, noi în stadion cu ăștia la alții și toată lumea se plimba la mici și la muzică și noi eram acolo și stăteam în soare cu vreo câțiva oameni. Și te prezentai și tu, te uitai ca prostul și te prezentai la un număr băi, de 30 de persoane. Te simți ca un fel de, nu știu cum să zic, de Joker, de mascalzone, de așa, te simți ca o atracție serie. Știi care a fost chestia? Odată ce Augustin și Cătălin Borangic au spus, da, omule, venim, onorăm invitația, am plecat, știi? Adică nu a fost lucru că și ei când am avut, aici e o mare problemă între asociații. Nu există oameni cu care să ai continuitate, să spui, bă, uite, mâine hai să mergem. Eu fac chestia asta cu reenactmentul de ți-am spus, după în 2017 a început toată treaba și pur și simplu de atunci particip în continuu. Am ajuns la, acum, momentan, să spun gata, mi-a ajuns, mi-am plătit drumurile singur, mi-am plătit berea băută acolo, adică nu câștigai suficient bani decât de drum dus întors, adică știi tu foarte bine situația. Știi, și a fost o plăcere mare pentru mine că am cunoscut o grămadă de oameni fantastici, fără investiția asta n-aș fi ajuns să-i cunosc pe oamenii aia, foarte, foarte, foarte de treabă, și plăcut mediu, ai contact cu persoane din Polonia, ai contact cu persoane din Slovenia, Cehia, Germania, Austria, și nu orice oameni din ăștia care gândesc în nu știu ce direcție. Pur și simplu oameni normali, frate, oameni frumoși care gândesc că sunt în tandem cu tine. Aia e tot ce cauți, să stai și să petrești timp. Pentru aia o meritat, da. Păi mă băieți, ideea este în felul următor, eu vă spun că am ascultat și foarte bine ce ziceți, doar că scăpați un singur lucru. Toată chestia asta a voastră, care de participare la festivaluri, este lipsa de implicare a organizatorilor, dar de fapt, din punctul vostru de vedere... Știi care e problema cu asta? Lasă-mă să explic cu punctul ăsta. Lasă-mă două secunde să zic ideea ca să o înțelegi și apoi, scuză-mă că v-am întrerupt. Ideea este că organizatorii ăștia de festivaluri nu mai au cu ce să atragă oamenii să vină la mici bere decât cu niște oameni ca voi, care faceți niște lucruri foarte tari și zic, bă, nu aducem 10 topogane conflabile pentru copii, aducem 10 trupe de daci. Nu sunt, și nu este sunt o viziune a lor, este o viziune a lor doar pentru a câștiga lume, implicit bani. Normal că voi nu o să câștigați niciodată treaba asta. Business. Dar e business-ul lor, nu al nostru sau al vostru. Exact. Și voi sunteți efectiv niște pioni care atrageți o mare de oameni și nu câștigați nimic. Voi, efectiv, voi. Ascultă-mă, e o chestie simplă. S-a întâmplat lucrul ăsta și la Drobeta, turnul Severin. Eu de acolo sunt deloc. La podul lui Apolodor, la piciorul podului lui Apolodor din Damasc. Când am văzut toată, probabil ați fost, dacă spui că Marian umbli de mult, probabil ați fost și pe acolo. Țară, era nu un colț foarte fain făcut acolo, de nu puteai să pleci, adică stăteai la un cort din ăla să vezi toate nebuniile care le făceau oamenii acolo și exact cum spui, mai încolo dai pe trapanele, dai pe manele, dai pe mici, bere, nu se pușcă una cu alta. Adică festivalul ăștia...
Îți explic da, situația. Situația ca să afli, și cred că mulți le știu deja, probabil că și tu bănuiai chestiile astea, e în felul următor. În țară sunt câteva asociații care nu se înțeleg între ele. Moldovenii nu se înțeleg cu aia de la cu piteștenii, piteștenii nu se înțeleg cu bucureștenii, bucureștenii nu se înțeleg cu aia alții și tot așa. E o chestie specifică, adică asta o vezi și dacă vin traficul din București, îți dai seama de algoritmul fiecăruia că moară ăla, ce treabă am eu cu el. Știi, creștem urât din punctul ăsta de vedere. Profilul psihologic îl vedem oriunde în România, ăștia suntem. Deci cam asta e situația, te duci la un festival, spre exemplu, noi n-am avut intrare pe toată zona Moldovei, nu ne-a chemat nimeni. Ne-a chemat Castorul, Pușneanu, din partea aia, de la Iași. I-a fost singurul care ne-a chemat, dar ne-a chemat pentru că s-a certat cu altul. N-avea cu ce să atragă, ce m-a chemat pe voi. Da, ideea e că noi am propus. Noi am mai fost chemați înainte, dar nu ne-am mai dus. Adică Adi știe foarte bine că noi aveam într-un an de zile 2-3 festivaluri. Constanța, pe care trebuia să o onorăm, sau dacă nu, partea asta la... în sus, spre de la Cluj, Jibău, în zona aia pe acolo. E un castru roman. Nu mai știu exact să vă zic. Acolo și Carnotumu. Sau dacă nu, anul ăsta băieții se pregătesc să plece la Roma, eu nu pot să mă duc. Deja au început să meargă treburile pentru afară, să fie căutați. În rest... Nu mai au nici. Nu, în rest lucrurile se fac în felul următor. Primăria vine cu un proiect, pe noi ne cheamă din Constanța, cum s-a făcut toată treaba asta. E Octavian Mitroi cu încă vreo câțiva oameni care sunt foarte implicați și sunt din punct de vedere istorici și vor să arate și ei că nu sunt niște popândăi în Constanța care nu fac nimica și din cauza asta l-au bătut pe primar la cap și îl bat în continuare. Bă, lăsați-ne și pe noi să facem, dați-ne și nouă din târgul ăla de mici și de acolo, aruncați-ne frimituri. Și am avut ocazia să aflu cât primeau formațiile respective acolo cu toți lăutare și cu mici și cu manele și cât primea cultura, exact cum e acum învățământul din România versus altceva, pensii speciale, exact așa era. Și cultura nu e asta. Ideea asta era. Cultura nu mai e asta. Da, da, sunt câțiva oameni pasionați care vor să facă lucrul ăsta. Augustin Aes, spre exemplu, care e cunoaștul meu, face chestia asta. Eu vorbesc cu el de ani de zile că vrea să dezvolte un business, să facă un loc, sunt cel puțin 15 ani de când tot vrea să facă. N-a reușit, adică sunt foarte mulți oameni destul de ok. Aici, nu știu, e o problemă și de comunicare, sunt mai multe probleme. Problema nu e asta. Problema e că ne-am învățat mare parte cu cei în afară, nu prea am participat în țară. Și trei, le facem din onorariu, pentru că noi când plecăm în afară avem nevoie de 30-40 de oameni. Și în cazul ăsta nu avem de unde să suplimentăm decât dacă luăm de la... din Arad și din Moldova. Și fiecare cum poate să vină, cum a fost și Adi cu noi și tot așa, că aveam nevoie de oameni. Sergiu, nu întâmplător te-a întrebat să știi chestia asta, că el vrea să organizeze întâlnirea pielarilor într-un loc foarte fain și să organizeze un fel de festival al pielarilor unde să ne expunem știu și eu să eu ne extindem lucrările. De asta te-a întrebat. Știu dacă... eu un castel frumos. Știu un castel frumos și am încăpea numai noi, nu ne deranjează nimeni, domeniu, pivniță, tot ce trebuie. Ideea e simplă, Sergiu, dacă vrei să facem chestia asta sau dacă vrei să o facem cu toții, nu apela la primării, nu apela la chestii de genul, chiar dacă nu vrei o să fii ispitit la un moment dat. Sunt niște chestii foarte sunt experimentați pe treaba asta. Ideea e în felul următor, adică ce cred eu că ar fi ok. Vrem să facem un târg ca lumea să fie ceva exemplu și să după aia să distribuim pliante și ce putem, hai să-l facem din banii noștri strânși de noi. Hai să facem noi cum trebuie să arate un târg și după aia dacă vrea vreo primărie să facă târg cu noi, să plătească. Și să-l facă în stilul în care vrem noi. În momentul când tu te duci la primar și îl rogi să faci un târg, din start ăla spune, bă, știi cum putem să facem? Mai bag și eu că trebuie să scoși șopurile alea, mai bag, exact ca la Sferbinți, mă și văd acolo. Dar nu avem treabă cu primăriile, nu avem treabă cu politica, nu avem treabă cu nicio. Hai să facem un post, Sergiu, dacă vrei, să faci un
cum se spune, un formular din ăsta pe Facebook, că acolo cred că suntem mai mulți care ar trebui să facem, să alegem o zonă în care o zonă din țară unde am putea să ne întâlnim cei mai mulți. Păi n-ai cum să alegi o zonă. Știi din ce cauză? Că numitorul comun e prea frumos la fiecare în parte, e un numitor comun. Eu, nu spre exemplu, uite, eu în Timișoara aș vrea, dar pentru simplu fapt că suntem foarte puțini care lucrăm cu pielea în zona asta, eu mă deplasez. Da, ție îți place. Sunt liber de contract. Auzi, se pare nașpa Timișoara sau poate că te-ai plictisit că stai acolo de ceva timp, dar eu am fost acum... Nu e vorba de nașpa, nu mă înțelege greșit. E vorba că tu sau Sergiu sau Mariu sau Adi nu veniți aici pentru că drumul este foarte lung, costurile sunt mari și atunci de ce să nu găsim o locație mai în centru țării, Cluj, Brașov, Sibiu, am dat doar un exemplu, unde este și mai mare ponderea de lucrători cu pielea și acolo ar fi mai ușor de ajuns din cam toate colțurile ale țării. Punctele. Din toate locurile, da. Nu neapărat că Timișoara nu are potențial. Timișoara este capitala europeană anul ăsta. Ca să înțelegi. Deci Și la Brașov, în zona, în numitorul, comun, că mi se pare cel mai frumos loc, adică Sibiu e doar un nume, are clădirile centrale, în rest e o pierdere de timp, părerea mea. Eu am fost obligat să văd chineza pentru perioada asta. Da? Mă gândeam, unde vreți în Brașov? Unde v-ați gândit? Aveți un loc anume ca să fie ok? Dar nu cumpără chinezii, că nu le place ce fac eu. Nu le place. Deja s-au apucat să facă. Deja s-au apucat. Ei au altă inteligență artificială. Sunt oameni adevărați care copiază tot ce faci tu la ora actuală. Știu. Ei au inteligență manuală. Nu, China deja a depășit pragul ăla de muncitori. Hai să nu depășim momentul să nu părăsim momentul de cel la ce am zis. Sergiu, asta vrea să ne spun acum. Băieți, da. Eu vreau să închid, însă vă propun. Sergiu, ai cuvântul? Mulțumesc, Liviu, pentru introducere. Adi, poate bun. Da, o să vedem ce e potrivit pentru comunitate să facem. Rămâne să mai discutăm despre asta. O să ne oprim aici în seara asta. Mulțumesc frumos, Marian, pentru împărtășiri și pentru povești. Mulțumesc tuturor că ați rămas până la ora asta. Să aveți o seară faină. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou artizan. Ciao. Vă salut pe toți. Salut. Ciao. Hai pe TikTok acum, toată lumea. Păi unde? La mine, cum unde? Stai că eu n-am TikTok. Faci cinste, Liviu, da? Da, uite, mai am ceva, hai. Biscuit, pa. Salut.